Ce zici? Ne întoarcem cu un iaht până la Constanța. Cel mai bătrân măslin din lume. Spania și România. Bună! Salut! Astăzi ne-am trezit foarte devreme și am luat primul autobuz pentru a ajunge în Palma. După cum spuneam, noi de fapt locuim în orașul Camp Picafort, care este fix în partea cealaltă a insulei, iar de acolo până aici am făcut aproximativ 60 de kilometri. A fost destul de dificil să ajungem aici, în sensul că amândoi aveam nevoie de o zi liberă în același timp. Ne-am trezit la ora 5, am dormit doar 3-4 ore, suntem foarte obosiți, dar ne revenim încet încet. Palma de Mallorca este cel mai mare oraș de pe insulă și capitala comunității autonome Insulele Baleare din Spania. Are foarte multe de oferit și chiar ne-ar fi părut rău dacă nu reușeam să îl vizităm. Vamos! Mai întâi ne-am oprit în port. Se vede o diferență clară între acest loc și toate porturile pe care le-am văzut până acum. De remarcat sunt toate aceste iahturi care par și sunt cel mai probabil foarte scumpe și foarte mari. Ce zici? Ne întoarcem cu un iaht până la Constanța? Da, clar! Măcar cu o șalupă. Da! De pe insulă se poate ajunge pe continent pe apă din două locuri. Unul se află aici, acestea cred că sunt două feriboturi, iar celălalt se află în Alcudia. Maroc, Ibiza, Spania și România. Inițial am vrut să ne îndreptăm spre acvarium, dar am văzut acest autobuz supraetajat și am zis că nu putem să ratăm această experiență. Ne-am încheiat călătoria cu autobuzul, a fost foarte cald și soarele a fost prea puternic, iar dacă stau să mă gândesc, a fost și puțin plictisitor. Partea bună e că am văzut o mare parte din port și mai multe locuri pe care nu le-am fi văzut dacă mergeam pe jos. Între timp am ajuns la acvariumul din Palma, de la acesta chiar avem așteptări mari. Îi tot spunem cel mai bătrân măslin din lume, deși probabil nu este așa. Cel mai interesant lucru este faptul că el nu s-a aflat aici dintotdeauna, ci a fost mutat în acest loc acum câțiva zeci de ani. Acest măslin are aproximativ 600 de ani și are un trunchi imens, noduros și complicat. Acesta este de departe cel mai fotografiat copac din oraș și are câteva avantaje. Nu necesită timp de așteptare și nici rezervare. Arc de Sadrasana, acest lac mic se află la poalele palatului Almudaina și este într-adevăr o oază de liniște. În trecut, aici obișnuiau să fie câteva lebede, însă astăzi se pare că este pustiu, a mai rămas doar o pușcă de câine acolo. Catedrala Santa Maria din Palma este principala clădire religioasă de pe insulă, fiind numită mai pe scurt La Seu. Dacă vi se pare că durează mult construcția celebrei catedrale din București, e bine, aceasta s-a construit în 400 de ani. Fațada catedralei a fost victima unui devastator cutremur în jumătatea secolului XIX, dar a fost reconstituită mai târziu. Dimensiunile și stilul arhitectural sunt cu adevărat impresionante. Ne pare rău că nu am reușit să o vizităm și în interior, dar cel mai probabil vom reveni. Excursia noastră în Palma s-a terminat. Suntem plecați mai bine de 16 ore și abia așteptăm să ajungem acasă să ne odihnim. Nu am reușit să vizităm chiar tot ce ne-am propus, însă sperăm că o să revenim în altă zi. Per total s-a meritat efortul depus, cât și resursele consumate. Doar pe transport am dat aproximativ 50 de euro. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, nu ezitați să ne lăsați un like, un comentariu și un subscribe. Vă pupăm!